După ce au băut cot la cot până spre miezul nopții, cei 8 bărbați din comuna Bolboș au început scandalul într-un bar din sat. Aceștia s-au agresat fizic, au distrus mai multe bunuri din local, după care au fugit. O, alo, bătăi. Pentru ce? Nu știm nimic. Ați băut? O sumadă. Bere. Dar la ce v-ați luat? De la nimic. Au intrat pur și simplu de sermă și... O, da, pari, cum a fost? Pari, bâte de baseball, levere. Am fost într-un bar, domnule, acolo s-a întâmplat totul. Eu bătut. A fost o încăierare între noi. Voi ați dat? Am luat, am și dat. Pe toată lumea spune că au luat bătaie. Ia uitați-vă și la mine. Eu n-am luat bătaie. Suspecții au fost identificați și reținuți la scurt timp de polițiști, fiind conduși la sediul poliției pentru cercetări. Pe numele acestora au fost emise ordonanțe de reținere pentru 24 de ore. Polițiștii au stabilit că în timpul altercației, suspecții au folosit obiecte din lemn și au distrus mai multe mese și bunuri, valoarea prejudiciului fiind estimată la suma de 2000 de lei. Au fost reținuți pentru 24 de ore pentru comiterea infracțiunilor de ultraj contra bunelor, moravuri, distrugere și lovire sau alte violențe, urmând să fie prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Motru cu propunere de arestare preventivă. Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale a celor 8 persoane suspecte.